Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Actualitatea Mara Media. Pentru început vă invit să urmărim despre ce vom discuta în această seară. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. Panică și nesiguranță sunt cuvintele care au fost rostite cel mai mult astăzi de către români aflați în Bruxelles după atacurile teroriste din capitala Belgiei. Printre martorii acestui coșmar se află și o fostă jurnalistă din Baia Mare, ce spun însă și maramureșeni care au trăit ani în șir în lumea musulmană aflați din Actualitatea Mara Media. Sfârșitul acestei săptămâni aduce zile de sărbătoare pentru credincioșii romano-catolici. Aceștia vor sărbători în 27 martie Paștele, mult mai devreme decât credincioșii ortodoxi. În aceste zile din Săptămâna Sfântă, romano-catolicii țin post și se pregătesc atât spiritual cât și sufletește pentru sărbătoare. Panică și nesiguranță sunt cuvintele care au fost rostite cel mai mult astăzi de către românii aflați în Bruxelles după atacurile teroriste din capitala Belgiei. Printre martorii acestui coșmar s-a aflat și o fostă jurnalistă din Baia Mare. Postul de televiziune belgian a anunțat că este vorba despre un atac sinucigaș. Belgia a instituit alertă teroristă de nivel 4, adică cel mai mare în întreaga țară. Românii stabiliți în Bruxelles sau aproape de capitala Belgiei au mărturisit că este multă panică. Printre ei se află și o fostă jurnalistă din municipiul Baia Mare. Toată lumea e panicată, nu funcționează telefonia mobilă, te sună lumea să știe cum ești și intră în panică atunci când vede că nu poate da de tine. E plin de poliție peste tot, survolează elicoptere, numai sirenele se aud. Pe stradă nu am ieșit pentru că mi-e frică. Chiar m-a rugat cineva să o însoțesc la spital ca să-și vadă fetița pentru că a născut prematur și fetița a rămas internată. Nu cred că vom putea merge că și ea se teme să plece spre spital, a mărturisit dimineață Băimăranca Lavinia Săbăceag. Lavinia a mai arătat că situația a ajuns să fie precum în filme. E aiurea să stai să te gândești că nu poți merge nici la magazin de frică să nu ți se întâmple ceva. E ca în filmele de groază la explozia de la metrou. În momentul de față nu mă mai simt deloc în siguranță. E trist că se întâmplă asta. Fratele meu lucrează chiar lângă aeroport. E bine, dar am avut emoții. Am vorbit cu o altă prietenă care era pe stradă în apropierea metroului unde a avut loc explozia. Mi-a spus că a fost horror. A început să tremure și a plecat cât a putut de repede din zonă. A mai povestit Băimăreanca. Toate stațiile de tren și de metrou sunt închise. Pentru a anunța familia și prietenii că sunt bine, oamenii au fost sfătuiți să folosească media socială, mail, Skype, Viber, pentru că rețelele de telefonie mobilă sunt sugrumate, a mai spus Lavinia astăzi în jurul orei 14 ora României.
What it was? A job or was it a terrorist? Will it happen much more time? Will it happen much more time? Time? Yes, many times or no? You gotta look and see people. Okay. You gotta look. Yes, I can. Stay with them. A soldier can also do nothing. Get over here. Get over there. That's it. I'm not leaving. Get over here. Stay. Stay. Stay right there. Damn it. Președintele Asociației Nord pentru Cooperare și Integrare, domnul Emanuel Peterliceanu, este invitatul meu din această seară. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ați trăit 8 ani în Orientul Mijlociu. Da. Mi-ați mărturisit că ați văzut și chiar ați trăit astfel de incidente, momente pe care le-am văzut și noi adineori. Vreau să vă întreb ce simți în acel moment. Bine, eu eram setat pe altfel de gândire, deci nu era gândire de panică. Societatea respectivă mă învățase cu astfel de chestiuni, deci oamenii erau obișnuiți și astfel te detașezi de panică, ci o vezi ca pe o copilărie, probabil era o copilărie, cel puțin pentru mine, la momentul respectiv. Este o situație de o stare de generală, uneori poate fi considerată așa, acolo unde, unde ați trăit dumneavoastră. Da, e o stare generală. Bine, te ferești de zonele aglomerate, asta trebuie să știi. Nu umbli în zonele aglomerate, în piețe, prin târguri, prin nu umbli în zonele. Sau pe la clădirii ministeriale, deci n-ai ce umbla prin zonele. Știi că alea sunt zone target. Vreau să ne raportăm puțin la situația din Belgia. Putem spune că a fost un nou episod între războiul Europei cu terorismul astăzi? E război dintre civilizații, ca să zicem așa, mai mult civilizația islamică și civilizația occidentală. Nu putem să-i spunem civilizația creștină, pentru că suntem mult mai diversificați acum. Dar n-a fost primul, nici nu ultimul, nu va fi. Eu zic că e începutul, din păcate. Ce vă face să spuneți acest lucru?
toate mesajele care le trimit pe internet cei de la ISIS. Și mai ales faptul că printre refugiați au fost și membrii ISIS și faptul că armele pot fi ascunse foarte ușor într-un sac de grâu dezasamblate, deci foarte ușor de asamblat o bombă. O chestie simplă de tot. N-ai cum să o observi. Oricât de vigilent ai fi, trebuie ca toată lumea să fie, să lucreze la servicii. S-a întâmplat totuși această tragedie într-un aeroport și mulți își puneau întrebarea astăzi dacă nu putea fi preîntâmpinată oarecum această situație de criză. Cam greu, din păcate. Ce va determina pe dumneavoastră să vă îndreptați spre Orientul Mijlociu? Eu am mers într-o vizită acolo, am mers într-o vizită până la Babilon. Și oarecum atras de dragostea față de istoria lor, am rămas acolo. Și asta am și studiat de altfel. A studiat în Irak? Sau da, în Irak. În Bagdad. Și pe urmă am înțeles că ați ajuns și în Siria să da, după aveți aia, după experiență aia am ajuns și acolo. Și în Siria am încercat afaceri, dar n-ai cum. Acolo este greu să te descurci. Corupția e prea mare și e atât de întortocheată legislația încât pentru un străin practic este imposibil să facă ceva afacere. Dar cum e viața acolo sau cum a fost atunci? Oamenii sunt, societatea Orientului Mijlociu e destul de apropiată cu cea de societatea rurală românească. Sunt de asemenea de prietenoși, ospitalieri, multe valori ne sunt comune. Ceea ce este propagat vis-a-vis față de ei, sadismul ăsta care îl vedem noi de la ISIS sau de la Al-Qaeda, nu îi reprezintă. Au într-adevăr o formă de hotărâre, sunt mult mai hotărâți în deciziile pe care le iau și sunt mai înverșunați un pic, sunt mai categorici, mai... par a fi așa mai bărbătești, mai foarte serioși. În primul rând, la ei nu au nevoie de legi ca să legi sociale. Ei au legile lor nescrise după care se orânduiesc. Au cinci cuvinte care toate specifică chestia că este imoral, este incorrect, este injust, este nedrept să faci. E suficient să-i spui omului unul dintre cele cinci cuvinte și omul nu va mai face lucrul respectiv. Ca și cum i-a arătat obrazul. Și deci nu... Eu foarte greu înțeleg mișcarea asta numită statul islamic ca concept al valorilor islamice. Nu. O înțeleg mai degrabă ca o manevră politică dusă de anumite alte interese a altor state terțe, care au anumite interese atât pentru în scopul unei panici generale europene și a destabilizării întregului Orient Mijlociu. Gândiți-vă ce bine ar prinde multor companii internaționale să reconstruiască un întreg Orient Mijlociu. Practic nu este de lucru, da? Nu avem unde să mergem cu forțele de mână de lucru. Deci nu avem unde... ce să mai construim? Totul s-a construit la noi, da? Reconstruim acum două țări, Siria și Irak. Mai construim și Libia, mai construim și Yemenul. E perfect. Ați auzit atunci de teroriști, de atacuri teroriste?
acei 8 ani în care, pe care i-ați petrecut acolo? Bine, între 2003 și 2005 cât am fost în Irak, da, desigur, și eu era să o pățesc. Adică, în ce sens sau în ce situație ați fost? În sensul că și asupra mea s-a încercat o răpire. Deci nu aveți amintiri chiar foarte, foarte plăcute din anii de studiu. Păi e plăcut pentru că e reușita. E faptul că eu am reușit ceva ce puțin reușesc. Eu totuși am trecut printr-o experiență care e foarte interesantă. Totuși e interesant să stai printre niște oameni care pur și simplu nici măcar nu se stresează când aud de vreo bombă sau de vreun atentat. Sau n-au niciun fel de panică, niciun fel de stres. Sunt acolo în lumea lor, cum ar veni. E ceva natural. Cum a pornit acest val de imigranți înspre Europa? În primul rând, Turcia nu-i mai poate suporta, nu-i mai poate gestiona. Sunt 4 milioane de refugiați în Turcia și Turcia nu mai face față. Și atunci le dă liber. Se urcă toți pe șalupe și bărci gonflabile și direcția Grecia. Mergeți. Nu mai poate face față Turcia. Sunt prea mulți. Nu mai poate gestiona. Iar restul țărilor arabe nu vor să-i primească. Iarăși neînțelegeri între țările arabe. De fapt, practic, țările arabe nu se înțeleg între ei din cauza conflictelor interetnice, culturale, nu putem să spunem chiar așa culturale, cât ideologice și economice, de asemenea. Și acolo s-au înregistrat câteva atentate în ultima perioadă în Turcia. Da, pe Turcia, da. Nu mai scapă. Înspre România am văzut că au venit puțini. În România nu vor să vină pentru că au o impresie foarte negativă în privința banilor, în privința veniturilor care se pot câștiga în România, în privința salariului. Și atunci toți când aud de România, o țară fostă comunistă, nu. Sunteți și președintele acestei asociații Nord pentru cooperare și integrare și mă gândesc că ați intrat în legătură cu refugiați care au ajuns și în Maramureș. Foarte mulți sunt din Afganistan, din zonele, din țările de pe lângă Afganistan, Pakistan, Sri Lanka sunt mulți. A fost la un moment dat un val care a venit din Irak și din Siria, dar o singură dată au fost vreo 30. Deci nu vin aici. Dar cei care au rămas în Maramureș Nu rămân. Este doar o etapă către drumul lor spre Occident. Ei practic stau aici până primesc actele, adică să ai primească statutul de refugiat. Când primești statutul de refugiat, îți vine și pașaportul. Odată ce primi pașaportul, te-ai dus. Gata. Adică își continuă oarecum viața în pleacă spre Germania, Anglia, unde doresc să ajungă, de fapt. Unde au dorit să ajungă, de fapt. Au fost prinși la frontieră cu România și asta e soluția. Ori pușcărie, ori cerere de azil. Și atunci... Practic, cât sau înspre ce domenii se orientează în timpul ăsta scurt pe care îl petrec? În ce sens domenii? Dacă își găsesc de lucru sau își caută ei de lucru sau trăiesc din banii pe care îi oferă statul? Nu își caută de lucru, puțin sunt, hai să zicem, 5% dintre ei eventual care își caută de lucru, 5% care și rămân de altfel. Nici de învățat limba nu o învață, deși au profesori de limbă, nu se obosesc să învețe. Deci ei primesc bani practic de la rudenile lor de prin țările occidentale. Și așa își duc viața. Cu banii primiți de la statul român nu te poți descurca. Nu, e imposibil. Cum se poate face o diferență între arabii, dacă
pot să întreb așa, pentru că sunt arabi, nu? Arabi creștini care își respectă ideologia, acea ideologia lor, și îi vedem pe acești oameni care produc nenorociri în lume. E, acolo e o mare diferență. E o mare diferență pentru că cineva îi indoctrinează pe ăștia. Îi indoctrinează la maxim. Nu, v-am mai spus, nu reprezintă stilul lor de a fi. Eu cât am stat printre ei, toată experiența mea cu ei, eu știu că un musulman nu se sinucide. Dar a pătruns acest val nou care le-a oferit bani, ISIS-ul care le oferă un salariu mult mai mare decât le oferă statul irachian, și sub imboldul religiei sunt totuși mai religioși decât, să zicem, ca și moldovenii noștri. Și atunci e foarte simplu de... Dacă mai e și unul care nu e școlit, să zicem așa, nu are carte, e de pe la țară, săracul, ce știe? Păi îmi povestea ambasadorul Irakului într-o vizită când a venit la noi în Maramureș că și nu e banc, că la un spital este prins unul, care a încercat să se detoneze și dus de forțele de ordine la spital și pus gardă la momentul când se trezește să poată fi luat la întrebări. Și când se trezește, vede trei asistente lângă el, îmbrăcate în halate albe, la care el zice, doar trei? Se aștepta la 7-7. Au să fie și frustrări ale acestor oameni, nu știu, mă gândesc că sunt îndoctrinați de mici, sau probabil de mici li se impun, sau sunt învățați într-un fel. Nu sunt frustrați, nu, n-au frustrări, nu. Au eventual o mânie excesivă. Mânie pe ce sau pentru cine? Mânie, ură, în primul rând ură față de occidentali, că le-am invadat teritoriile și încercăm să le schimbăm stilul de viață și atunci asta e și un mod de a te răzbuna, pentru că noi practic ne băgăm peste ei și încercăm să le schimbăm cultura și nu se potrivesc cele două culturi, de fapt. Democrația nu poate fi aplicată la ei. Nu funcționează sistemul acesta. Ei au alte coduri și valori și nu funcționează nici cum. Ei înșiși trebuie să se regăsească. De fapt, ei sunt într-o căutare acum, într-un moment de regăsire. Ce se întâmplă? Practic, de la terminarea primului război mondial, de când au scăpat de sub dominația otomană, au fost sub diverse ocupații. Au fost francezi și britanici care i-au ocupat. După care, după ce au plecat francezii și britanicii, au venit guverne din astea totalitariste. Ei, acum nu mai sunt nici britanici, nici francezi, nici otomani și nici guverne totalitariste. Ei trebuie să se regăsească pe ei înșiși. Ei, cum face asta? Și se reîntorc la califate. De fapt, asta înseamnă statul ISIS. Reîntoarcerea la califate, că asta știau ei să facă cândva. Nu știu să facă altceva. Și s-au reîntors în istorie. E regăsire de sine. Deci așa s-ar explica oarecum ceea ce se întâmplă astăzi în Europa? Da, pentru că aceste atrocități care se întâmplă astăzi se petreceau pe vremea califatelor. Femeile erau vândute ca sclave. Adică e o reîntoarcere în istorie. Da. Cum ar veni. Da. Și totuși, nu știu, au găsit o breșă să pătrună în acest spațiu european folosindu-se de această titulatură de refugiat și de drepturile. Păi există în mai toate statele din spațiul islamic și, zicem, lumea a treia, centre care fac acte false. Chiar și la noi, la București, a fost un centru. De curând am auzit la știri că, nu știu dacă sunteți la curent, a fost prins un astfel de centru care falsifica acte siriene. Practic, pentru o sumă modică de 300 de euro, îți făcea
îți făcea act sirian și te puteai da drept sirian. Dacă știi un pic de arabă, dacă treci printre care fugeat. Ne puteți explica puțin acest fenomen sau de când intră ei în țară, cum ajung ei în centrele pentru refugiați, cât primește un refugiat din partea statului român sau ce drepturi are un refugiat în România? Are aceleași drepturi ca și românul. De primit primește 3 lei pe zi. Are drept la asistență medicală, psihologică, practic îi se oferă orice sprijin are el nevoie. Desigur, nu ne putem compara noi cu Germania să le oferim 570 de euro cât le oferă Germania pe lună. România e România, trebuie să fim nivelul nostru. Totuși, e o sumă 3 lei pe zi, dacă stăm să mulțim cu zilele anului, sau, nu? E destul de substanțial, adică... 3 lei pe zi substanțial? La prima auză, nu aș putea să zic că e substanțial, dar omul de rând, nu, care stă și gândește acasă și înmulțește probabil cu zilele anului, se gândește că e un ajutor bunicel din partea statului român. Că le oferă cazare. Asta e lucrul principal. Că se oferă totuși un loc unde să doarmă. Nu e vorba de banii cei 3 lei, că 3 lei sunt practic 2 pâini, da? Da. Și cum li se oferă acestor oameni șansa de a se integra în comunitate? Se fac tot felul de proiecte. Îi plimbi, îi duci, le arăți locurile, intri în comuniune cu societatea, se fac grupuri, interacționări între sătenii din satul respectiv. Erau câțiva din Senegal care au interacționat cu cei de la clubul de fotbal din Șoncuta Mare și chiar au ajuns să joace acolo fotbal. Fiecare cum reușește să fie sociabil, să se socializeze. Chiar am avut recent și am văzut recent un caz, nu, la Spitalul Județean, unde un refugiat profesează ca medic la Unitatea de Primire Urgențe. Da. Este de mult în Maramureș, acel medic, am înțeles că îl cunoașteți. Da, mi-este prieten, da. El a terminat facultatea la București și a încercat să... Deci nu a putut să facă stagiatura. Și a încercat să plece peste graniță și a fost prins. Și atunci a trebuit să ceară și el azilul. Și este solicitant de azil, dar pentru că a depășit cele 3 luni, deci după 3 luni ai dreptul să muncești. A depășit cele 3 luni și acum s-a putut angaja. Pe final de prima parte a emisiunii aș vrea să tragem o concluzie a ceea ce s-a întâmplat astăzi în Belgia. Ce concluzie putem trage? Ar trebui ca toată societatea să devină activă în sprijinul serviciilor. Din păcate, cam asta este soluția, toată societatea să devină activă în sprijinul serviciilor. Și o cooperare mult mai strânsă între toate țările Uniunii Europene, la nivel de servicii, la nivel de informații, la nivel de poliție, de frontiere, de tot. Schimb de informații să se facă mult mai cu ușurință și toată societatea să coopereze. Vă mulțumesc mult pentru informațiile prezentate, pe care ne-ați prezentat în această seară și vă mai așteptăm și în alte ediții. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu al doilea invitat. Actualitatea Mara Media. De aici știi tot ce se întâmplă în Maramureș. E
E început de an și e bine să-ți faci de pe acum planurile de vacanță. Orice destinație ai alege, Agenția de Turism Marea Internațional Tur Baia Mare este partenerul ideal pentru achiziționarea vacanței tale de vis. Înscrie-te pentru o vacanță până în 31 martie și beneficiezi de reduceri de până la 25%. Informații suplimentare la telefon 0744 380184, e-mail info@maratur.ro sau pe site-ul agenției www.maratur.ro. Agenția de Turism Marea Internațional Tur în Baia Mare, pe Bulevardul Urmirii numărul 5, te așteaptă cu o vacanță la care visezi. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru sighetul marmației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de igienă la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Morii. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu, pentru un zâmbet sănătos. Camera de Comerț și Industria Județului Maramureș, prima cameră de sine stătătoare a Județului Maramureș, este o organizație autonomă neguvernamentală de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate. Camera de Comerț Maramureș organizează cursuri de pregătire profesională, perfecționare și calificare. De asemenea, mai organizează târguri și expoziții. Este un reprezentant exclusiv al Romexpo în Maramureș. De asemenea, mai organizează prezentări de evenimente, aniversare, firme, seminarii, workshop-uri sau mese rotunde. De asemenea, mai oferă asistență, consultanță, întocmire, documentații pentru constituire sau modificare de acte constitutive. De asemenea, mai oferă consultanță și asistență în domeniul managementului calității. Totodată, furnizează informații structurate pe diferite domenii de activitate, informații privind programe de finanțare, emitere certificate de origine pentru exportatori de mărfuri sau produse în afara Uniunii Europene. Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bulevardul Unirii, numărul 16. Apelați cu încredere la serviciile noastre. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sfârșitul acestei săptămâni aduce zile de sărbătoare pentru credincioșii romano-catolici. Aceștia vor sărbători în 27 martie Paștele, mult mai devreme decât credincioșii ortodoxi. În aceste zile din Săptămâna Sfântă, romano-catolicii se pregătesc atât spiritual cât și sufletește pentru sărbătoare. Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, învierea lui Iisus Hristos. Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se comemorează evenimentele premergătoare învierii Domnului. Ultima săptămână din postul mare, numită Săptămâna Patimilor, începe în Duminica Floriilor, când se sărbătorește intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și se sfârșește în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în care sunt comemorate patimile lui Iisus, răstignirea și moartea sa din Vinerea Mare. Numele sărbătorii vine de la cuvântul Pesah al vechilor iudei, care înseamnă trecere. Bucuria Paștelui este precedată de Săptămâna Mare, timp în care se sublimează în denii tot ce a făcut Mântuitorul pe pământ. După cele 40 de zile de post, reculegere și rugăciune, credincioșii încep să urce cele 7 trepte ale ultimelor zile ale lui Hristos omul. Fiecare zi din Săptămâna Patimilor înseamnă un pas pe drumul lui Iisus spre răstignire și înviere. În România trăiesc aproape 900.000 de catolici, din care mai mult de jumătate sunt de etnie maghiară.
Ioan Roman, protopopul romano-catolic, este prezent în studioul Actualitatea Mara Media. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație și salut cu mult drag pe telespectatorii dumneavoastră. Despre sărbătoarea de la sfârșitul acestei săptămâni aș vrea să vorbim puțin, însă nu înainte de a pomeni puțin despre post, pentru că știm că este acest post lung, cel mai lung post din an, să ne vorbiți puțin despre semnificația lui. Este vorba despre acel post de 40 de zile. Avem mai multe exemple în Sfânta Scriptură, în special postul pe care l-a ținut Mântuitorul Hristos. Și fiind acesta modelul pe care Hristos ne l-a dăruit, biserica încearcă să ducă mai departe moștenirea pe care a primit-o de la Mântuitor. Și de aceea, înaintea cele mai mari sărbători, a sărbătorii sărbătorilor, înaintea Paștelui, 40 de zile se postește. Normal, acest post înseamnă renunțare la alimente, renunțare la anumite vicii, respectiv înseamnă mai multă rugăciune și fapte de milostenie. Pentru că obișnuiesc să spun, diferența între cura de slăbire și post este faptul că pe lângă cura de slăbire, în ghilimele, pe lângă faptul că renunț la anumite alimente, mă rog mai mult, că asta este foarte important, rugăciunea, respectiv ceea ce iau de la mine, da, la ceea ce renunț eu, dau altuia. Da? Prin asta încerc să împart bucatele, încerc să împart hrana pe care o am cu alții, cu cei care nu au atât de mult ca și noi. Pe de altă parte, postul înseamnă și reconciliere, adică împăcare. Postul ar trebui să fie în special un post al inimii. Nu prea văd rostul și rolul acelui post care nu duce la împăcare, în special împăcarea cu Dumnezeu, pe de o parte, pe de altă parte, la împăcarea cu aproapele. Deci dacă doi oameni postesc frumos, ca la carte, dar ei sunt certați și nu fac niciun pas înspre împăcare, nu prea cred că acel post are vreo valoare. Postul nu este sensul sau, cum să zic, nu este scopul. Scopul este împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu aproapele, o apropiere între persoane. Postul este, de fapt, acel mijloc prin care noi încercăm să ne apropiem. Și ar fi păcat ca cineva să încurce scopul cu mijloacele. Mijloacele pe care ni le oferă biserica sau ni le cere biserica sunt cele trei: renunțare la mâncare, rugăciune și fapte de milostenie și, ceea ce este mai important, împăcarea cu Dumnezeu prin Sfânta Taina Spovezii, respectiv împăcarea cu ceilalți și participare la Sfânta Euharistie, care este culmea și izvorul întregii vieți creștine și a vieții biserice. Pentru credincioșii catolici este săptămâna mare sau săptămâna sfântă, cum îi se mai spune. Vreau să ne vorbiți puțin și despre semnificația acestei săptămâni. Săptămâna Sfântă începe cu Duminica Florilor. Noi am trecut deja peste acest moment frumos, plin de sărbătoare, au fost sfințite ramurile. În cadrul celebrării s-a cântat patima lui Hristos, s-au cântat patimile lui Hristos. Și după aceea, momentul culminant al acestei săptămâni mari este, de fapt, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, așa numitul Triduum Pascal. Da. Joia Mare este acea zi în care dimineața toți preoții participă împreună cu episcopul lor, cu păstorul lor, în catedrală la liturgia Crismei, așa se numește în ritul latin. Asta înseamnă că toți preoții din dieceză, mergem la satul mare la catedrală și vreau să clarific o chestie. Catedrală pentru noi este numai acea biserică în care se află catedra sau scaunul episcopal. De exemplu, Sfânta Treime nu este catedrală pentru că nu are scaun episcopal. Deci mergem la catedrală, acolo celebrăm Sfânta Liturghie împreună cu păstorul acestei dieceze, care este de fapt și un urmaș al apostolilor. Așa, și acolo toți preoții își reînnoiesc promisiunile făcute la hirotonire. După aceea urmează o sfințire a uleiurilor, a crismei, uleiul pentru mir, după aceea a uleiului bolnavilor, care îl folosim atunci când suntem chemați la bolnavi, respectiv uleiul catehumenilor, care are efect exorcizator. Seara,
participăm la liturghia solemnă de instituire a sacramentului Sfintei Euharistii, respectiv a sacramentului preoției. Este o liturghie, să zic așa, semisolemnă, pentru că apare umbra trădării, apare umbra lui Iuda acolo, nu? Pentru că și el este prezent un timp în sala cinei celei de taină. Și de aceea sărbătoarea este pe jumătate sărbătoare, pentru că după celebrarea liturgică, fețele de altar sunt ridicate. Asta înseamnă că Iisus Hristos este ridicat, dus în fața lui Ana și a lui Caiafa, respectiv merge în grădina Ghețemanii pentru a se ruga și acolo a sudă sânge. De aceea, în toate bisericile se face o adorație euharistică. Vinerea Mare celebrăm patimile Domnului, Calea Crucii, respectiv seara adorarea Crucii și Sfânta Împărtășanie, respectiv deschiderea Sfântului Mormânt, și Sâmbăta Mare urmează Vigilia Pascală, când sărbătorim Învierea Domnului. Cât este de important să te împărtășești sau să te spovedești în această săptămână sau pe parcursul de postului? Păi eu cred că ar trebui să pornim de acasă. Cât de des face om curat acasă? Ia să nu facă cineva curat două săptămâni sau o lună, dar să nici nu ducă în mizerie. Deci efectiv să-ți țină casa fără să intre nimeni. După o lună de zile, parcă și mobila își pierde strălucirea, se depune praful, ceva se întâmplă, ceva se murdărește. Cam așa e și omul, știți? Atâtea vedem, atâtea auzim, nu? Și vechii călugări ziceau că, de fapt, moartea intră prin geam. Asta se referea și efectiv la clipa morții, dar se referă și la ceea ce vedem noi. Păcatul intră prin ochi, păcatul intră prin urechile noastre, după aceea ne otrăvesc inima, sufletul, și ne mirăm că suntem, că nu trebuie să fim tare răi. Ajunge să fim cum suntem și să nu ne dorim o schimbare în bine. Sfânta spovadă înseamnă să-ți duci rufele la spălat, să ți le speli din când în când, că dacă îmi imaginez sufletul ca o haină albă, care după aceea se murdărește, știți, eu cred că ar trebui să fim la fel de atenți și la fel de preocupați de lucrul intern și nu atât de mult de lucrul extern. Nu? Păi cât energie și câți bani nu investește omul ca să arate bine, nu? Ei, la fel ar trebui și pe plan spiritual, că poți să fii tu frumos pe din afară și putret pe dinăuntru. Și Iisus numește aceste persoane morminte vopsite, știți? Înăuntru putred, în afară vopsit cu var frumos, strălucitor. Și o întâlnire cu Hristos trebuie să fie deasă. Deci, la noi, ideea este ca omul, creștinul, să se împărtășească cât de des, să trăiască, să se hrănească cu trupul lui Hristos cât de des se poate. Eu aș propune așa, fie vorba între noi, între patru, noi doi și județul și nu numai, bine ar fi măcar o dată la două săptămâni să se spovedească omul. De Paști, de Crăciun, eu cred că nici nu merită să mai întrebăm dacă să merg sau să nu merg. E bine să meargă omul, e bine să sărbătorească și sufletul, nu numai trupul, și să nu ne concentrăm numai pe mâncăruri, numai pe bucate, renunțăm la bucate, apoi iar le punem pe masă. Ideea e ca să existe o trăire internă a misterelor lui Hristos. Eu nu cred că poate să trăiască cineva ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani cu Mântuitorul și nici nu poate să trăiască bucuria Învierii dacă efectiv nu-i preocupa de partea spirituală a sufletului său. Cât de des apelează credincioșii la Sfânta Împărtășanie sau observați mai multă lume cu prilejul sărbătorilor? Pe cu prilejul sărbătorilor, da. Pentru că, știți, noi avem scaun de spovadă, da? Acolo se întâmplă la noi sacramentul reconcilierii, cam amorțesc. Și nu numai eu, pentru că noi suntem trei preoți, și mă bucur mult și vreau să îi felicit pe acei credincioși care și-au luat inima în dinți și am auzit spovezi extraordinar de frumoase. Și le spun și le-am spus multora, în scaunul de spovadă nu vii ca să te lauzi, că ce n-am făcut. Vii să spui că ce ai făcut și de ce îți pare rău. Asta e de fapt. Și eu cred că adevărații eroi nu sunt aceia care, cum am văzut și astăzi, nu? Aruncă bombe și explodează peste tot în Europa și altundeva sau luptă cu alții. Adevărații eroi
sunt aceia care luptă cu partea întunecată din sufletul lor, cu umbra din sufletul lor, și ei devin cei mai antrenați luptători. Și să știți că asta se vede la oameni. Se vede de la o poștă dacă cineva trăiește viața spirituală sau nu trăiește viața spirituală. Se simte. Putem vorbi și despre obiceiuri sau tradiții cu prilejul acestor sărbători pascale pentru catolici? Da, există diferite obiceiuri sau tradiții locale sau, să zic așa, care sunt mai extinse pe regiuni mai mari. Unul dintre obiceiurile locale, și vorbesc despre Baia Mare, este acea tradiție conform căreia credincioșii aduc flori albe pentru împodobirea mormântului Mântuitorului. În vechime, numai ca să fiu mai explicit, în vechime, celebrarea liturgică în Ierusalim, în Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbătă Mare, se făcea în două biserici. Asta știm de la o doamnă numită Egeria, care vine din extremis terris, zice ea, din extremul pământului, adică probabil Portugalia, Spania, face un pelerinaj în anii 300, face un pelerinaj în Țara Sfântă și nu numai, în Orientul Mijlociu, și ea scrie un jurnal și descrie de fapt și ceea ce se întâmplă Săptămâna Mare în Ierusalim la mijlocul anilor 300. O scriere excepțională, descoperită în 1884, relativ nouă pentru noi, și ea descrie: de fapt, creștinii participau la liturghii când în Biserica Mare, Martirium, când în Biserica mai micuță, construită în locul în care a înviat Iisus, se numea Anastasis. Ei, noi nu avem atâtea biserici să putem simți această sărbătoare, de aceea, în bisericile catolice, existând mai multe altare sau locuri amenajate, de la altarul principal, da, mergem într-unul dintre altarele laterale, unde există un așa numit mormânt al lui Hristos. Și noi îl înmormântăm acolo. Și mergem din să zic așa, din Martirium la Anastasis, și facem acea procesiune. Și normal că încercăm să împodobim altarul cât de frumos se poate. Și este un foarte frumos obicei local aici în Baia Mare. Eu nu l-am mai întâlnit altundeva, cunoscând destul de bine dieceza. Credincioșii aduc flori. Fiecare floare, două, trei, mai multe, și atunci se împodobește întreaga nișă respectivă, întreg altarul secundar se împodobește cu florile credincioșilor. Este o minunăție. Este o minunăție. Acesta este un obicei local. Un alt obicei local este care se întâmplă, de fapt, într-o regiune mai mare, vorbesc despre Europa Centrală, deschiderea Sfântului Mormânt în Vinerea Mare. În Vinerea Mare, preotul merge cu crucea la mormântul sfânt, așează crucea pe jos și, cântând un cântec, de fapt, îl înmormântează pe Hristos. Cumva seamănă cu ritualul mormântării pe care îl celebrăm și noi astăzi. Sau, după aceea, tot așa un obicei prezent numai în această zonă a Europei Centrale și de Est, este învierea lui Hristos. Preotul, ca și, să zic așa, un precantor, deci un așa, merge la mormânt și cântă de fapt bucuria învierii și îl rugăm să se ridice și să fie în mijlocul nostru și să fie cu noi. Obiceiuri frumoase care există în această parte a Europei și zic eu trebuie păstrate. Pe final aș vrea să vă întreb dacă s-a stabilit un program al slujbelor pentru sfârșitul acestei săptămâni. Sigur că da. De obicei, slujbele, atât în Joia Mare cât și în Vinerea Mare, cam în toate bisericile romano-catolice din oraș, încep la ora 6 seara. Învierea începe la ora 8 seara, dacă bine știu, în toate bisericile din oraș. Așadar, toți credincioșii sunt așteptați, care simt nevoia și au acea credință, nu? Să fie prezenți, să participe la aceste slujbe. Îi așteptăm, da. Și dacă au dubii, știți că să merg, să nu merg, să merg, să nu merg, să știți că acolo intervine Michiduță și încearcă să-l tragă, știți, de haină. Nu merge, nu merge. Și atunci când cineva are dubii, dacă să meargă sau să nu meargă, dacă vrea să ia o decizie înțeleaptă,
și în Duhul Sfințeniei, atunci să meargă. Să meargă. Și îi așteptăm cu mult drag pe toți. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară în emisiune. Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Noi ne reîntâlnim mâine seară de la ora 20. Să aveți o seară frumoasă!